sfârșit de săptămână plin de evenimente pentru toate gusturile, așa că sigur nu vă veți plictisi în aceste două zile libere. Așadar, pasionații de teatru au ocazia să vizioneze în acest weekend o supercomedie și o premieră la Teatrul de Artă din Deva. Este vorba despre Natasha by Chekhov și Trandafirul tatuat de Tennessee Williams. Spectacolul Natasha poate fi urmărit astăzi de la ora 19. Prețul unui bilet este 20 de lei. Trandafirul tatuat este o poveste nu atât emoționantă cât intrisecă, prin valoarea de adevăr a trăirilor, emoțiilor și stărilor sufletești umane prin care poate trece oricare dintre noi la un moment dat. Spectacolul poate fi vizionat în premieră duminică de la ora 19. Prețul unui bilet întreg este 30 de lei, respectiv 15 lei cu reducere. Și Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani va găzdui în acest final de săptămână două spectacole de teatru. Este vorba despre Gâlcevele din Ghiogia de Carlo Goldoni și Jack și Vrejul de Fasole, o adaptare după Joseph Jacobs. Primul spectacol va putea fi urmărit sâmbătă de la ora 18. Prețul unui bilet este 20 de lei. Cel de-al doilea spectacol este adresat copiilor și va avea loc duminică de la ora 12. Prețul unui bilet pentru adulți este 10 lei, iar pentru copii biletul costă 8 lei. La Hunedoara, sâmbătă, va avea loc turneul de fotbal Cupa Corvinilor. Competiția se va desfășura la baza sportivă Eurocenter, între orele 9 și 19. Intrarea este liberă. Duminică de la ora 18 la Palatul Magna Curia, violoncelistul român Răzvan Suma și pianistul spaniol Josu Okinena vor oferi publicului din Deva o seară spaniolă. Este vorba despre un concert spaniol, o raritate pe scenele din România. Spectatorii vor fi purtați în peisajele sonore pline de farmec ale ținuturilor iberice, printre ritmuri de castaniete, evantaie și volane colorate. Iubitorii sporturilor de iarnă sunt așteptați în acest weekend la un carnaval cu măști și costume și la o trecere pe schiuri în stațiunea montană Parâng. Manifestările fac parte din cadrul evenimentului Cupa Parâng, care va avea loc sâmbătă.